Salutare. În episodul de astăzi ne uităm peste un stock screener, stock screenerul pe care îl folosesc eu pentru a pentru a identifica oportunități. Este stock screenerul de pe Seeking Alpha și utilizez următoarele filtre: price per earning sub 22, price per sale sub 6, EBITDA pe 3 ani între 0 și 40% debt to free cash flow între 0 și 10, companii cu market cap peste 10 miliarde și le-am ordonat noi aici de la market cap mare la market cap mic și în slide-ul următor de la market cap mic la market cap mare și am ales o companie de pe fiecare pagină. Cosmin, ce părere ai despre companiile din acest stock screener? Sunt companii pe care nu le-am mai văzut de mult, dar companii cu care noi am făcut bani, de exemplu General Mills. Sunt câteva pe care le am și eu în portofoliu. Văd aici Amgen, Altria, de exemplu, mai multe companii din zona de farma, care pentru mine sunt interesante, și va fi una pe care o vom alege și astăzi pentru această scurtă analiză, să vedem la final dacă este sau nu oportunitate. Pe a doua pagină, companii mai micuțe, mai puțin cunoscute, market cap în jur de 10 miliarde și de aici la fel vom alege o companie dintr-o industrie, dintr-un sector pe care nu l-am mai analizat până acum și anume din zona de Horeca, industria hotelieră și vom vedea la final la fel dacă această companie este la un preț corect și dacă din punctul de vedere va fi o oportunitate, va avea potențial de creștere pe termen mediu și lung pentru a face o achiziție în acest moment. Așteptăm un comentariu și părerea voastră dacă doriți să vedeți o analiză pentru o altă companie din acest stock screener. Vom începe cu Pfizer, o companie pe care am avut un portofoliu, am achiziționat-o pe la 33-34 de dolari și am lichidat-o pe la 45 de dolari. În acest moment se află sub 36,5, se află pe la 36,2 în timp ce filmăm noi în sesiunea de astăzi. Hai să vedem cum a evoluat din punct de vedere al finanțelor în, în ultimii 10 ani. Vedem a avut o cifră de afaceri destul de constantă, reveniu 54 de miliarde până în 2020, 41 de miliarde, o chiar o ușoară scădere. În 2021-2022 știm că au, avut, au scos vestitul vaccin și au, iată, și au dublat practic cifra de afaceri, earnings per share, în 2022-547, în 2021-385, nu mai vedem în, în trecutul recent, să zicem, ultimii 10 ani astfel de cifre. Din punct de vedere al estimărilor, pentru anul 2023 earnings per share 337, o scădere de 48%. Iar în 2024 revenim oarecum pe, pe creștere 369 în per share, creștere de, de, de 9,42%. Iar pentru revenue ne vom întoarce cumva la 68 de miliarde. 68 de miliarde, zicem deci că va fi undeva între anul 2020 și anul 2021 ca performanță. Dacă ne uităm mai departe pe evoluția price per earning istorică, vedem că este destul de, de volatil acest price per earning am avut și 5 și 15, 25, iar și aici când au scos vaccinul a, a crescut foarte mult prețul. Însă nu uităm, până nu de mult Pfizer era la peste 50 de dolari, acum a scăzut semnificativ, urmează să scadă și earnings per share. Din punct de vedere tehnic arată foarte atractiv zic așa, în momentul în care filmăm noi are un RSI de 21. Iată, RSI foarte, foarte bun pentru cumpărat. Este pe la 3.62 acum, cred. Este tentant Pfizer în acest moment. Cosmin, tu ce părere ai despre Pfizer? La ce preț l-ai cumpăra? Dacă ar fi să aleg să cumpăr Pfizer, cred că mi-aș pune un ordin deschis către prețul de 35 de dolari și l-aș lăsa acolo până când s-ar atinge acest preț, pentru că deja e într-o zonă de preț foarte atractivă. Mă uit acum pe un grafic year to date și are scădere anul acesta 29%. Deci cred că deja investitorii au înglobat în prețul acțiunii faptul că a trecut picul acela de vânzări din zona de vaccinuri și compania s-a așezat deja pe un trend de preț destul de atractiv. Pe de altă parte, e o companie din Big Pharma, un large cap destul de lichidă, volume medii, în jur de 20 de milioane zilnic și la ultimul an financiar, ultima perioadă calculată, acest PI de aproape 7% pentru o companie destul de valoroasă cum este Pfizer, mi se pare foarte atractiv. Și nu în ultimul rând, pentru cei care urmăresc astfel de companii pentru dividende, la fel a ajuns la un dividend de 4-46%, ceea ce din nou este foarte atractiv dacă ne gândim că anul trecut Pfizer era în zona de 45-50 de dolari. Acest randament al dividendului era undeva la 2,50% Acum deja trece de 4,5 și este destul de atractiv. Așteptăm și părerile voastre în comentarii dacă ați alege Pfizer pentru achiziție și cum vedeți potențialul acestei companii pe termen mediu și lung. Având în vedere RSI-ul atât de mic din acest moment, totuși la 36 de dolari, RSI 21 este posibil să nu ajungă la 35, deși la 35 în mod cert are un suport puternic. Eu mă gândesc serios dacă să-l nu este genul meu de companie, prefer companiile de growth, Pfizer nu cred că va mai atinge în curând 55 de, de dolari cât vedem aici pe grafic. Mergem mai departe la un domeniu pe care nu l-am prezentat până acum, cred că niciodată, Hyatt Hotels, o companie hotelieră din Statele Unite, Vedem clar că a fost afectată de pandemie, 2020-2021 earnings per share negativ, minus 6,93, minus 2,13, 2022, 4,09 earnings per share. Revenue a revenit, revenue s-a întors la peste 5 miliarde, iată cât aveam în 2019, 5 miliarde. Toate aceste cifre nominale sunt influențate, mă cer, și de inflație. Sunt sigur că prețurile au crescut în acest lanț hotelier de, de lux. Pe 2023 avem o scădere estimată a profitului minus 21%, pe 2024 creștere de 34%, ne întoarcem la 3,45 earnings per share, acum avem 4,09% pe anul 2022 revenu crește până la 6 miliarde și ceva, iar în 2024 tot 6 miliarde și ceva. Price per Raring este foarte ciudat la această companie. îl vedem între 0 și 100 în pe aici, prin 2016, a fost price per earning 0, adică nu a fost profitabilă. Vedem earnings per share negativ. Apoi a crescut brusc, a scăzut, a crescut. Este greu să ne imaginăm un price per earning bun pentru această companie. În acest moment are forward price per earning 43. Lasă la latitudinea voastră să să vă dați cu părerea dacă este un price per bun sau nu. Din punct de vedere al graficului, din punct de vedere tehnic, a încasat un, un sell signal, este pe o pantă descendentă. Iată, față de Pfizer, nu prea vedem la, la Hiat un RSI de apropiat de 20. Am avut doar aici, în 2021, un RSI de 20. În rest, un RSI destul de, destul de mare, nu mă aștept să scadă foarte mult. Pe grafic, cred că are un, un suport, a avut o rezistență și acum eu zic că este un suport pe la 100 de dolari, apoi la 75. Cosmin, ce părere ai de Hiat Hotels? De Hiat nu am o părere nici bună, nici rea în acest moment. Cred că acest sector încă se așează din punct de vedere al potențialului de business după perioada acesta mai grea de pandemie, toată zona Horeca a fost afectată. Cred că începând cu anul 2022 prețurile au explodat, atât în industria Horeca cât și în transportul, dacă ne uităm la hoteluri, la bilete de avion, la vacanțe în general sau la travel, prețurile au crescut foarte mult și cred că proprietarii din această industrie încearcă să își recupereze pagubele din anii precedenți, încă se așează această industrie, cum spuneam, și nu cred că în acest moment, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru mine, nu este o perioadă în care aș face o investiție. Aș mai sta poate un an, doi să văd cum evoluează lucrurile. Strict pentru această companie, mi se pare că este destul de scumpă în acest moment și nici nu văd un potențial pe următorii ani. Este la un PI destul de ridicat. Industria hotelieră, mai ales în zona aceasta de lux, are niște prețuri destul de greu de atins de către consumatori și nu cred că poate evolua pozitiv la fel de bine ca alte industrie în perioada următoare, dar nu sunt sfaturi de achiziție și fiecare trebuie să-și facă research-ul propriu atunci când alege să investească. Așteptăm un comentariu și părerile voastre despre companiile pe care le-ați văzut astăzi. Dacă vreți să facem analize asemănătoare pentru alte companii, vă așteptăm să ne lăsați un comentariu. Ne revedem în episoadele următoare. Pe curând!